Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Adriana Dângă, 14 grădinițe din județul nostru și-au schimbat programul de lucru sau au fost desființate prin adoptarea unor hotărâri de către Consiliul Local de care aparținea grădinița. Măsura de a desființa grădinițele s-a luat în condițiile în care, mai ales în mediul rural, pe zi ce trece sunt tot mai puțini copii. La Tășnad, grădinița cu program normal Valea Morii se desființează. La Micula, grădinița cu program normal Micula 9 se desființează. La Odoreu, grădinița cu program normal Mărtinești devine grădiniță cu program prelungit. La Pișcolt, grădinița cu program normal Pișcolt devine grădiniță cu program prelungit, iar cea care era cu program normal la Resighea se desființează. La Turț, grădinița cu program prelungit Turț devine structură a Liceului Tehnologic Anghel Salini din Turț. La Turul Lung, grădinița cu program normal se transformă în grădiniță cu program prelungit. La Viile Satu Mare, grădinița cu program prelungit de alumare devine grădiniță cu program normal. Iar cea de la Cionchești, care era grădiniță cu program normal, se reînființează. În municipiul Satu Mare, o singură grădiniță a fost trecută în structura altea. Este vorba despre grădinița Mondiala, care va fi comasată cu grădinița Dumbrava Minunată. În total, peste 300 de copii vor fi incluși în acea structură școlară, ceea ce reprezintă pentru educatoare, dar și pentru conducerea grădiniței, o adevărată provocare. Anul acesta va fi vorba de 156 de copii pentru această grădiniță, Dumbrava Minunată, căreia din acest an este atașată ca structură grădinița Mondiala, cu 160 de copii. Prin aceste măsuri, primăriile vor face economie la plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere. Cel mai probabil, preșcolarii din localitățile unde au fost desființate grădinițele vor fi repartizați în cele mai apropiate unități de învățământ.